Bun, salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim la episodul cu numărul 8 din cariera noastră cu Schalke 04 și la fel ca în episodul trecut, cum am avut mare meci cu împotriva lui Bayern München, echipă care atunci se afla pe locul 1. Începem episodul fix la fel împotriva unei echipe tot care se află pe locul 1. Dar toate acestea trebuie să ne concentrăm pentru că în acest episod avem și meciul de care am vorbit adineori plus ceva simulări și încă un meci, deci episodul ăsta va dura puțin. Din nou, Haaland foarte puțin supărat, dar ce tactic au și băieții cu Royce, cu Sancho, cu Hazard, acolo frumos centrat, Haaland în atac. James se pregătește, se încălzește, îl vedem în prim plan pe el și pe Haaland, bestia Haaland. Mi-e o frică de el, vreți să vă amin, dacă îmi dă ăsta un shot, îmi rupe poarta. Royce acolo, ce scundus pare față de Haaland. Royce care are o înălțime normală, Hummels la fel, pregătit, jucători nu știu, mamă, dar par chiar scunduți, adică stai să-i dăm o pasă frumosul James, să-l apropiem de Haaland sau de ceilalți jucători, ce micuți par. Vedem pe Rusnak, direct o mare centrare la olandezul nostru frumos, pregătit, hai. Hai jucătorule, demonstrează din nou de ce te-am împrumutat, Soresc, o pasă foarte bună la James, dar James direct cu un șut în portar, n-am încercat nicio scăriță, n-am încercat absolut nimic și deja v-am demonstrat că putem trece cât de cât lejereanu de apărarea lor. De probleme, Munier, tocmai Munier a urcat, hai să-l fac urcă, da, nu, aoleu era s-o gafez și o farfecă direct în capul lui Royce, mamă ce, era s-o gafez de două ori. Bine că nu dă reluarea. A făcut o farfecă și mingea s-a dus direct în capul lui Royce. Cu puțin ghinion, cu puțin mai mult ghinion, cea direct în poartă. Royce o pasă la Haaland, Haaland la Sancho, să avem grijă la Munier, mă gândesc pe partea aceea. Royce totuși de posedat, dar mingea ajunge la Haaland, să avem grijă, bun, pasă greșită. Omul știe să dea șut, nu știe să dea ce pasă atât de bune. Să avem grijă și ce povesteam din... Aoleu, am zis că trec de ei din viteză, dar nu s-a întâmplat încă. James, care James, se trimite lui Raman, Raman vrea să treacă printre apărători și poate Leșereanu. De ce s-a oprit acolo atacantul? James! Moare. Fază în care băieții pot intra în asol pe contraatac. Încă un fault acolo dat de jucătorul care are cartonaș galben. Încă o intrare mai urâtă a jucătorului cartonaș galben. Care o snac mintre de data asta foarte, foarte, foarte bine și mingea iese afară. Nu se dă nimic, doar avertisment. Ei, cu toate acestea se încheie și repriza cu un scor de 0-0, ocazii și pe partea și pe alta, mai multe ocazii din partea noastră. Cel puțin ca șut, Bayern München 1-1, pare că se încurcă din nou. Dacă uităm la statistic, vedem că ambele, totuși, ambele echipe au avut două șuturi, din care unul singur pe poartă. Bine, mai dacă eu nu greșesc, cred că meciul ăsta între Dortmund și Schalke 04 chiar a fost unul acum câteva zile. Și a fost destul de... a fost 2-0 prima repriză, s-a terminat 4-0 pentru Dortmund, evident. Și avem parte și de o diferență făcută de către Răzvan Lucescu. O centrare acolo direct Lunin pe faza apără Lunin. Dortmund cu următorul șut pe poartă, să avem grijă, intră direct, haide, mai dați un corner. Capă bine acolo și mingea este pe plasă, mamă câta supărarea. Avem grijă mai mare, o pasă acolo, risky, 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 Grecu-i dă lui Mendil, Mendil care este foarte, foarte, foarte în față, Mendil, fără stamina, fără absolut nimic, îi trimite o pasă McKennie, Draxler, dar e greu să treci de acolo, n-au ei viteză, dar au foarte mult defending, se pare. Să jucăm așa din pas și să găsim un spațiu liber. Raman direct, niciun stres. Cu toate astea, James trece acolo, nu pot să cred. Și... ce i-a dat lui Raman? Ce i-a dat lui Raman? A, o să remingem la el și era în offside. Probleme destul de mari. Vedem pe Sancho cum înaintează Sancho. Sancho, Sancho direct, dar Rusnak cu niciun stres pe el. Direct, nu, nu, nu lui, nu lui, nu lui, n-am vrut să-i dau lui, n-am vrut, dar of. Witzel, Witzel, noul intra Witzel, un șut slăbus totuși, vedem pe noul Neuer, cum v-am mai zis, Mendil are balonul, la o pasă la Grec, se duce Grecu cu viteza lui extraordinară, se duce acolo, ocazia noastră, Grecu are un spațiu destul de liber și încearcă direct un șut în poartă.
Băieți, nu-i vina mea că mi-a lăsat spațiul la liber, am tras direct în forță, gol frumos, grecul nostru care, culmea, în realitate chiar este scautat de către Borussia Dortmund și chiar s-ar putea ca undeva prin vară acest jucător chiar să ajungă la Dortmund. Vedem că cariera noastră, Răzvan Lucescu, l-a luat mult mai rapid după ce acesta l-a antrenat și a zis, bă, te luăm la echipă. Faza noastră, un gol totuși simpluț, slăbuț, nu a fost absolut nimic. Wow, puțin și noroc, poate, da, poate nu. Drag să-l schimbare cu UT prima schimbare. O las în aș vrea să intre LB. Și măreața schimbare cu Soares, cu James pe partea aceea și aș mai băga... Aș mai încerca puțin pe ADM pentru că vedem că ADM totuși față de Matondo. Matondo are 59 pace. El nu este chiar atât de bun. Am văzut în comentarii că a spus să-l mai pun și pe Matondo, doar că acesta are doar viteza. Asta aleargă și atât, adică nu e ceva extraordinar cu el. 5 stele la Wakeford, mă gândesc din cauza faptului că l-am antrenat eu la tot mai mult. Dar nu e cine știe ce jucător, doar are viteză și atâta. E el de la Academie, dar în realitate este și împrumutat. Îți fac schimbările aferente. Eșe și Royce. Intră marele lor jucător, viitorul lor cam. Trebuia să anunț acum schimbările pe care noi le-am făcut. Și grecul din nou aproape să treacă. Hai mă, cum nu-i mingea pentru noi. Vedem acolo frumos, opa, un stop frumos pe piept, îl vedem pe UT. UT pregătește de o pasă bună, îl simte acolo pe Sorescu, dar ajunge mingea cumva la ADM și Sorescu cu un shot de la distanță. 2-0, bă, ce-a vrut să facă portarul acolo, să lovească pe cineva, că am văzut că a înaintat. A, ba nu, era James, că am uitat că l-am pus pe James în locul lui Sorescu. Ei, nu-i, ei, e măcar bine că marcăm golul de 2-0. Eu știam pic râmă, e Sorescu, și de-aia am zis. Am confund, că am uitat care, cum stai, aia e, nu-i vina mea, am zis James, al patrulea gol. El fiind strikerul echipei, al patrulea gol. Dar n-am înțeles-o pe asta, ce-a vrut să facă omul, ce-a vrut să facă portarul. S-a enervat și-a vrut să dea aici un pumn cuiva sau cum. O părut că vrea să dea un pumn lui ADM sau un cap în gură, ceva să-i dea, dar doar animație de ei. Doar o animație. Iesi și Haaland, iesi, gata, au ieșit și Royce, au ieșit și Haaland. Au avut băieții și echipă, totuși vedem că anumiți jucători ca Sancho, care are 8 goluri în La Liga, nu au făcut mai absolut nimic. Uite, încercăm acum o figură frumoasă, grecul nostru trece frumos, împinge în direct mingea, dar înghesuială în apărare. Aproape de un 3-0 norocos. Sancho direct cu o pasă la Brand. Brand, vedem cum va bloca acolo și merge foarte bine treaba. Înainte din nou grecul la McKennie. Hai să vedem, vreau să-l văd pe Raman, dar nu reușesc. Cu James, cu Kaba, cu care joc acolo. Mamă, ce trecere frumoasă. Și direct ADM încheie orice șansă. 3-0 imediat. Probabil Dortmundul s-a aruncat pe atac, Schalke au văzut cum se marcheze și s-au dus, băieți, nu au mai avut niciun stres. 3-0 după un meci destul de greuț. A trecut foarte frumos ADM, Shu din prima, s-a uitat pe o parte, a dat-o pe alta. Gol frumos înscris și de către ADM, al patrulea gol și pentru el, doar că vedem că am dat un 3-0, dar Ramane nu mai marchează și el este golgeterul echipei. Asta este de acum, Witzel, mai face și el doi pași, dar cu toate acestea să încheie și această partidă. Aplauze furtunoase, vedem acolo bucurie mare pentru băieții noștri. 3-0 foarte frumos, am văzut că lumea a avut și un save, am avut clar 5 șuturi pe poartă, ne-a surcat mult, mult mai bine în acea de a doua repriză. Bayern nu se încurcă și scoate un 1-1, pe înseamnă că am trecut pe locul întâi, nu? Cred că suntem pe locul întâi înapoi. Pare că urmează și un match în cupă, un match care chiar nu-i interesează, băgăm echipa de simulat, așa știu că am numit-o, nu mai știu ce jucători, cum i-a băgat, în ce formații sunt, dar toate acestea simulăm și vedem că reușim un scor de 2-1 în cupă, foarte bine, Raman reușește să marcheze, Bayern trece mai departe și alt echip nu ne lăsa fi fac să vedem chiar tot. Ne vine și măreața lună, în care vedem că avem un jucător slăbuț, jucător care nu prea valorează mai nimic, nici acum, nici acum. Jucători slăbuți, avem o bombă, Emil Cojocarul, care nu are el potențial, s-ar putea dau la ghiți, s-ar putea să aibă un show great potential, adică undeva între 80 și 84 potențial, sau chiar mai jos, dar are OVR, băieți, are OVR spre bucuria noastră și îl mai luăm și pe acesta. Iar dacă ne uităm chiar acum la jucătorii pe care avem în Academie, vedem că Emil Cojocarul are deja 63 OVR și ce să facem altceva decât să-l aducem la echipă bucuria noastră.
Plerinca probabil este un jucător cu Hash Potential to be special. Sper chiar este o posibilitate. Dar nu o să stau să-l antrenez, îmi pare rău. Și așteptam ca acest jucător să facă 80 CVR. Doar că Tristar deja ne-o cam dezamăgit la potențial. Deci, tem direct că nici el nu are un potențial chiar atât de ridicat. O să-i dau și lui un release. Și-l mai țin doar pe Cernat. Că el s-ar putea să fie un Hash Potential to be special. El încă mai are șanse. Intrăm direct la jucători. Intrăm direct cu cei mai slabi jucători și îl vedem. Tricoul cu numărul 23 nu are nici măcar și o great potential. Are un potențial de la 79 în jos. Adică chiar mai mic de 79. Îi voi da numărul 25 și îl voi da prin transferuri. Cu speranța suflet că îl voi da. N-are rost să-l țin la noi. Am scos 1 milion pe el. Îl dau și cu bani mai puțin. Nu contează. Să scăpăm de el. Asta e important. Urmează chiar acum o partidă împotriva echipei de pe locul 15 și cel mai probabil nu o să simulăm cu această echipă în care vedem că majoritatea au 79 VR, 77, vedem că este o echipă cât de cât ok. Vom simula cu această echipă în care vedem că sunt mulți și de 72, avem pe grecu și de 71, pentru că îmi doresc să joace ca să evolueze și vedem că totuși câștigăm cu 3 la 2 în care Raman chiar ratează și un penalty, putea să aibă omul dubla. 4 la 2, dar asta este. Acum mi-am amintit și chiar acum m-am uitat. Se pare că când am zis că trec pe locul 1, probabil m-am înșelat, pentru că suntem pe locul 3 în continuare, la un singur punctuleț, doar la un singur punct față de Bayern München, de echipă care ne-o bătut cu un 5 la 3, dacă nu mă înșel. Oricum, noi ăștia am mult umtiti ca să marcăm două din cele 3 goluri. Și dacă ne uităm chiar acum, vedem că Manchester United s-a hotărât pentru mărețul nostru jucător din Senegal de 30 de ani și chiar accept un 15,3 milioane. Pot să întreb dacă îmi dau mai mult, sincer să fiu. Vedem pe Răzvan Lucescu cum merge în două FPS-uri să negocieze și îl chiar întrebă un 17 milioane. Vreți să-mi dați pe el 17 milioane? El nu, că 15,5. E foarte ok suma, este o sumă excelentă. Doar că i-aș întreba dacă îmi dau și un 16 fix. Un 16 fix pe el, nu că 15,5 cel mai mult, accept de acord 15,5 pe un jucător care are 60 pace, 30 de ani, va scădea din OVR, dar este foarte înalt și probabil bunicel pentru poziția aceea, în sfârșit 15,5 milioane pentru Sane. Mă bucur că am scăpat de el. Este să luăm un nou CB de rezervă, înseamnă un CB care poate să fie chiar un român dacă voi doriți și un român cu potențial la care nu s-a transferat în 2020 sau să fie cât de cât acolo realist. Încă o ofertă în care... Ohoho! Băiatule! Au venit băieții și m-au întrebat, băi, știți, România nu o duce atât de bine și urmează un campionat mondial. Nu știu dacă ați auzit voi de România la un campionat mondial. Mă, sincer să fiu, ar fi foarte mișto să se întâmple chestia asta și în realitate, pentru că, hai să fim serioși, și aduce clar un mare plus Răzvan Lucescu la națională, sau măcar să ajute acolo la convocări, ca să zic așa. Iar noi, având clar o carieră cu Schalke, eu propun să nu joc niciun meci cu România, dar cu speranța suflet că totuși, ca să vedem că România va putea face o performanță, eu zic să confirm și să fac doar lotul meciurile simulându-le. Iar cu ocazia asta vom și vedea OVR-urile jucătorilor români și episodesc la național, dar se poate așa ceva. La momentul actual, echipa lor arată foarte interesant. Nu o să-l las pe Ștefan Radu, pentru că în realitate n-ar face treaba aceasta, n-ar juca. Lung, ca de exemplu, să o retrage la Sâmpeniță. La Ștefan Radu îl vom lăsa pe maxim și tot așa cred că o să facem, până când mă gândesc la o tactică și poate ce jucător bag. Echipa noastră joacă un 3... formația asta, mă, un 3-4-3, bă, să mă bată tata. Mai bine băgăm o formație care mi-ar fi plăcut să o am în cariera cu Cătălin Cârjan, un 4-3-3 atac, mult mai bine. O să și mai probabil echipa așa, îl las pe Sorescu RB, chit că aici ai scade cât de cât, dar știm că el ar juca în realitate RB. Kirikesh cu Burcă KM, Camora pe stânga, Tătărușanu în poartă, mijlocul cu Big Falvi, Stanciu și Răzvan Marin, doar că cred că așa arăta mai bine un, așa ar fi mai realist, un Big Falvi cam cu Stanciu și cu Marin puțin mai în dreapta, iar atacul nostru Coman, Andone și Man, cu speranța că o să avem din nou un jucător mult mai bun, iar ca rezerve un Alibek
Pietriță, Hagi, Cicăldăune, Delcearu, Bancu și Radu. Iar banca noastră va continua cu Budescu, Băluță, Maxim, Crețu și Cristea. Eu am încercat oarecumva prin... Deci nu știu, printr-un mod să modific naționalitatea lui ADM, să-l băgăm pe el striker, ar fi o idee de care era interesantă, dar nu știu cât de... Dar nu cred că o să fac chestia asta, dar dacă o doriți, poate o facem. Se pare că reușim un 1-1 doar, scoatem și noi un egal. Ne încurcă treaba asta în clasament. Simulăm acum meciul potrivit echipei de pe locul 13. După ce am avut meci potrivit echipei de pe locul 9, să vedem că scoatem un 3-2 James și dubla lui Ut. Foarte frumos, Leipzig un egal, Bayern München egal. Chiar sunt curios la momentul actual, oare pe ce loc se află băieții aceștia? Vedem că... Deci fiți atenți, Leverkusen este pe locul 3, la egalitate de puncte cu noi și la egalitate cu, de puncte cu Dortmund, dar mai sus, cu un singur punct, se pare că se află Bayern München, chestie. Leipzig e pe 10, nu știu ce mă așteptam să fie pe loc de retrogradare, dar nu mai aveam mult. Vom juca băieți și ultimul meci ne anunță că putem pierde 14 jucători, dar nu-i interesează, băgăm echipa noastră fantastică, extraordinară. Îi dăm foarte frumos start, sperăm să primim o super victorie. Echipa lor puțin obosită, Diaby, totuși stamina full și el cred că e cel mai bun în acea echipă la momentul actual. Pe echipa noastră o știți, jucătorii noștri vedem că au mai evoluat, Mendel a făcut 73, Lunin a făcut 77. O echipă foarte mișto și îi dăm play să jucăm acest ultim meci din acest episod. Nu uitați că în episodul următor urmează perioada de iarnă și ce vom face în perioada de iarnă? Exact, vom face mirobolantele extraordinarele transferuri din iarnă, vedem ce jucători vom lăsa să plece liber de contract, ce pe cine vom lua liber de contract. Kabak, o pasă foarte bună în față, vedem pe Sorescu, Sorescu trece acolo, să vedem cum va lăsa spațiu Sorescu, direct la Draxler! Un safe cam easy peasy pentru portarul lui Leverkusen. Pe Ian Sorescu bagă viteza lui extraordinară și se pregătește în spațiu destul de liber pentru James, care James reușește un călcâi direct la Raman. Și nu înțeleg ce are jocul ăsta, nu înțeleg ce are jocul ăsta, arătăm în continuu, am scos și portarul lor și am avut și puțin lăguți. Dar nu știu cât de cât e de la joc, cât e de la... un retardat. James frumos îi dă o pasă lui Raman și Raman spațiu liber, data asta reușește să marcheze după atâtea șuturi la poartă adversarilor. Raman reușește cel de-al 12-lea gol. Foarte bine, vedem că avem totuși, bă, surprinzător se pare că avem un atacant care este și gol getterul Bundesliga, deci este tot foarte bine. Capă zice acolo lui Nil, vedem pe Dzeko direct. Cu stres, doar că jucătorii mei aproape când cam greșesc, doar aproape. Dar măcar le-am obosit camul, jucătorul cu numărul 10, iar o iară Kabak, nu face absolut. Stres, daoleu, ce fake shot acolo, dar foarte bine cu snack-ul nostru. Ajunge cumva mingea la Draxler, care Draxler pregătește minge pentru Raman. Înaintează foarte bine Raman, direct, un șut în portar. Ocazie ratată, băieților. Îl vedem foarte frumos pe Rusnak cum înaintează și cum a reușit Rusnakul să treacă de toți jucătorii. Raman la balon, Raman de data aceasta n-are voie să șuteze, dăm tare din prima, Raman cu dubla. Probabil că reușim în acest episod chiar un hat-trick. Ajungem la 13, am pierdut numărătoarea, 13 goluri marcate. Nu prea s-a întâmplat nimic extraordinar. Sunt sternat, dar când? Că nici măcar nu cred că am ajuns la momentul 45. Pare că joacă în ultima clasată, pe ultima clasată împotriva lui Leipzig și scorul de 0-0, Bayern München 1-0 cu Dortmund. Măcar știm că... Dar vom trece după acest match pe locul 2, ceea ce este perfect pentru noi. Doar că am avut parte și eu acum de un match care nu prea a fost cine știe ce fazi, adversarii nu au făcut mai nimic. Așa, apărători, noi am crezut că apărarea lui Dortmund e lentă, dar ăștia... Gata, am trecut și eu de două ori, pac, viteză, gol, aia a fost. Mendel, o pasă foarte bună dată către Grec. Greco acolo de... ce am încercat o pasă direct la Raman. Într-un hat-trick foarte frumos. Dar nu nimic, ne dau băieții pasă. Draxler de data asta la balon. Draxler îl așteaptă pe Raman.
Raman care poate trece Rejereanu printre și portarul lor cu un save. S-a săturat și Răzvan Lăcescu, îl vedem pe bancă acolo cum s-a săturat pe save-urile portarului. Este și jucătorul lor cu numărul 10 care oricum era mort. Raman 6 șuturi, Dzeko doar 2 și încă o ocazie în care portarul lor scoate și normal. Hai, intrarea numărul 2, runda 2 și de data aceasta o scoate portarul, dar dă la nostru pe lângă. Îmi pare rău dacă se mișcă cumva jocul puțin mai slăbuț. La direct pe ADM și puți, două schimbări ofensive și mai păstrăm una pentru... Mai fapt nu, hai să o facem acum și pe cealaltă, el iese afară și intră la Sinaci. Diaby, pe acolo nicio treabă, nu a avut jucătorul. Sorescu, mare pas la McKenny, se duce McKenny mai înaintează, o pasă la Uț, sper că nu era offside și era, din păcate. Ocazia noastră, să mai fac băieții acolo câteva schimbări, nu-i interesează. O lovitură liberă pentru băieții veseli. Se oprește acolo McKenny, se pune fix în spațiu, porții și gol din lovitură liberă. Am avut și jucători și cu toate acestea tot a reușit să marcheze. Și l-am pus acolo. Deci cât de perfect o dat-o. Cât de perfect am vorbit și eu. Ah, ghinion 2-1. S-a pus ca autogolul lui McKenny. Am înțeles. Oricum nu o scutea Lunin pe aceea. Torescu înaintează acolo, oare ajunge la balon, n-a ajunge la balon, o centrare foarte bună, dar e Rusnacu pe fază, Rusnacu nu pierde absolut nimic, un super transfer și recomand acest căbă, Ut la balon, Ut îl așteaptă pe Raman și data aceasta Raman are voie să o rateze absolut. O spăra și Lucescu pe el, un finez foarte frumos, portarul nici nu s-a uitat la mingi. Să forță, dar din păcate peste poartă. N-a fost șutul peste mediu, a fost doar peste poartă. Înaintează acolo, hai că poate, poate nu, poate nu. Mă, au ratat și ăștia ca mine. Cum era să întoarcă acum pe final partida? Dar las, că merge cu Kabak, se duce jucătorul nostru. Hai olandezul sau care, hai că-i dăm lui... Dăm cumva să ajungă mingea la ADM, nici măcar la ADM n-ajunge, nici la nimeni, nici la altul. 2 minute de prelungire. Ca să aibă băieții vreo șansă, o dau portarul lor de frică. Hai, ultima noastră ocazie, o mingea minge cumva. Uite, deci la timp, mai erau 2 secunde, gata. Hai, put, la Raman, la ADM, o pasă direct acolo la olandez, se duce olandezul și nu puteam termina decât să dăm și noi 3 goluri, băieții pe jos. Eu cum pierdem, nu înțeleg ce se supără atât de tare. Olandezul nostru împrumutat marchează golul final de 3-1. Trebuia, de fapt am dat 4 goluri noi, e iluzie optică. Uite, McKenny una, olandezul una, Raman 2, practic e 4-0. Bayern München un scurt 2-1. Normal că Leipzig, echipa de pe locul 10, pierde cu penultima clasată, care înainte de meciul acela era la egalitate de puncte cu ultima clasată, dacă chiar te vară chiar acum, dacă dăm la Berlin, vedem că te-am și zis, noroc de victoria aceasta, că erau amândouă echipele, aveau puncte, asta este Leipzig cu scade tocmai pe 11 și dacă mai pierd vreo 2 partide, au șansă să ajungă și mult mai jos, pot prinde lejer locul 15. Dar bă băieți, dacă v-a plăcut acest episod și vreți să vedeți episoade în continuare în care am rămas la un punct față de Bayern München, dar urmează și o mică pauză, pentru că urmează perioada de iarnă care... Știți că în episodul următor, dacă dați câteva idei bombă de transfer, o să le lași în comentarii. Fa meciuri mai ușoare, după aia am picat în cupă cu Bayern München, am înțeles. Nota 95 pentru Răzvan Lucescu. Dacă mai aveți episoade în continuare, nu uitați să susțineți această serie cu un like și un subscribe. Clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Băieți, vă urez să aveți o zi frumoasă, faină, extraordinară. Îți arată oare balon? Nu. A arătat balonul de aur, nu-i nimic, numele meu este Diez, să aveți o zi extraordinară, vă salut!